Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. De ce pleacă românii în străinătate? Această întrebare devine obsedantă pentru mulți dintre noi. Pentru politicieni e mai lejer. Ea apare doar în momentele electorale. Atunci se gândesc că trebuie să propună o serie de programe pentru revenirea românilor acasă. Când ajung la guvern, țup, au uitat de programele pe care le-au anunțat. Chestiunea aceea cu 200.000 de euro pentru tinerii reveniți din străinătate în agricultură e o poveste. Iertați-mi. Nu sunt pe Capitol, iertați-mi scandalul făcut de gâște, acum primesc de mâncare. Apropo de gâște, nu mai există nicio fermă mare de gâște în România. Dar dacă vreți boboci buni de rață, se găsesc în Ungaria. Țară vecină și prietenă, cum ar fi zis, împușcatul, timpuriu împușcatul. Revenim la obsedanta întrebare, de ce pleacă românii în străinătate? Păi, în primul rând, pentru lefuri mai bune. Dacă ești vânzător într-un supermarket românesc, ai undeva la 600 de euro. Dacă te duci la același supermarket să lucrezi la Viena, ai salariul dublu și bonusuri, gratificații și nu muncești atât de mult. Ăsta e un principal motiv și un motiv serios, mai ales acum la criza energiei. Una e să plătești 20% din salariu la Berlin pe energie și alta e să plătești tot salariul în România. Apropo de cum să trăiești cu banii românești, Marius, cu banii mici din România, Marius Budăi, ministrul muncii, a avut curajul să-l invite pe un oficial de la Bruxelles să vină să trăiască în România cu salariu minim pe economie, cu 312 euro. Să-și aducă familia, dacă este pensionar, să trăiască cu 200 de euro, cât este pensia minimă. O bătaie de joc. Deci, când am luptat pentru aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană, am văzut visul prosperității. Acum vine Emmanuel Macron să ne spună că prosperitatea s-a încheiat, că vor veni vremuri grele. Pe vremuri grele ne propovăduiau și comuniștii. Datoria externe, bla bla, nu știu ce, și omul nou n-a mai reușit să-și vadă chipul. Dar iată că noi suntem fericiții norocoși ai traiului în două regimuri, în trei regimuri. Comunist, capitalist și cel neomarxist, care vrea să ne readucă omul nou. Eforturile fostelor guverne pentru a mări salariul minim din construcții a ajutat în jur de 200 și ceva de mii de oameni. Dar acum, în situația în care energia a ajuns la cote inimaginabile, mulți se gândesc să meargă să lucreze în străinătate, unde plata la ora de muncă este mult mai mare decât aici. Deci acest principal motiv îi țin pe românii departe de noi. Dar totuși este și o speranță. Am fost recent în Bulgaria, la Veliko Târnovo. Toate satele în drum spre Veliko Târnovo sunt aproape părăsite. În satele românești se fac încă o serie de construcții. Românii din străinătate trimit aproape 2 miliarde de euro anual. Un semn de înrădăcinare. Dar unul din 10 se mai întoarce conform unui studiu. Apropo de nivelul de trai, Friedrich Ebert, o fundație
apropiată SPD-ului german, a făcut un studiu în România, înainte de războiul din Ucraina, referitor la necesarul de bani pentru un trai decent. O familie cu doi copii ar avea nevoie în România de 1800 de euro. Un om singur, în jur de 600. Păi dacă ai salariul, dacă 1.112.000 trăiesc cu salariul minim pe economie. Deci cu 15.000, cu 1.534 de lei. Se poate trăi? Nu. Și atunci românii pleacă în străinătate. Un al doilea motiv ar fi dublul standard din supermarketuri. Mă uitam recent la prețurile unui lanț german din România și am comparat cu prețul produselor din Berlin. Ce să vezi, multe produse erau mai ieftine decât la noi. Ciocolata era la jumătate de preț, laptele mult mai ieftin. Dar calitatea, dacă te uiți pe aceleași produse, vei observa că cele vândute în România au un standard inferior. Deci ne consideră inferiori. Am lucrat și eu pentru Comisia Europeană o perioadă destul de scurtă. Eram revoltat că luam jumătate din salariul unui francez, la care am cerut în scris secretariatului Comisiei Europene să-mi dea motivul pentru care, pentru aceeași muncă prestată, noi avem jumătate din bani. Dar la Bruxelles, am lucrat și la Bruxelles, îmbrăcat la țol festiv, m-a luat un român, zice, ești român, mă vedea citind România Literară, mergeam spre stadionul lui Anderlecht și a zis, aranjează-mi și mie un post de lecătuș, că am auzit că un post de lecătuș e de 3.000 de euro. Postul la Bruxelles, al meu era de 3.500. N-am avut chef să stau prea mult, am fost printre puținii care m-am întors mereu. Ce se mai întâmplă cu lipsa nălucilor pentru vânătorii de discounturi? În România, discounturile sunt doar aplicabile la produsele perisabile. Dacă mâine nu mai e valabil produsul, astăzi după amiaza se ieftinește. O bătaie de joc. În Occident există bere, există detergenți, există mâncare, o serie de produse care le poți lua la jumătate de preț. Aici, de câte ori mă duc la supermarketul meu german din sat, pentru că la noi nu e ca în Bulgaria noi, sau ca în Grecia, noi avem supermarketuri la sat și îmi cere mereu cardul. Degeaba. Zero barat. În Occident îmi povestesc românii, că am vorbit cu foarte mulți români veniți acasă. Dor, apropo, nu există nici într-o limbă mondială cuvântul dor. Au dorul de casă. Dar ce să facă aici? Când sistemul educațional și de sănătate sunt la an distanță față de cele din Occident. Apropo, un domn fost sportiv în Liga 1, nu o să-i dau numele, de fotbal, a revenit acasă pentru că fiul său de doar 18 ani a avut o problemă cardiacă. Într-un spital din București i s-a cerut 9.000 de euro, spunându-se că 4.000 suportă statul, deci 13.000 operații în total. S-a părut o bătaie de joc și a luat tălpășița, familia, s-a dus, s-a operat în Turcia, a operat copilul, fără a avea garanții că va mai putea juca. Avea suferat de o aritmie cardiacă, l-a operat, 28.000 de euro și astăzi joacă în Liga 2. Dacă era în Marea Britanie și copilul avea rezidență, NHL-ul, sistemul inventat de Winston Churchill, i-ar fi plătit spitalizarea și operația.
aici trebuie să scuturi din bani, nu știi când te îmbolnăvești, trebuie să ai permanent bani puși deoparte, pentru că în spitalele publice nu se operează toate bolile. Nu toată lumea are bani de plecat în Turcia să se opereze. Oh, ca să nu spun ce-mi povesteau pentru mici adeverințe, pentru mici chestiuni legate de impozite. Cerberii din administrație i-au plimbat de la Cucamăcăi. I-au trimis spre Cucamăcăi, întoarce-te cu Măcăoaia. O bătaie de joc. Apropo de cifre, 1.112.000 de români trăiesc cu salariu minim pe economie, așa cum am spus. Dar funcționari sunt 1.500.000. Deci aici putem spune că există un cerber și jumătate la fiecare ființă plătitoare de impozite. Ce mi-au mai reclamat românii din diaspora e că s-ar angaja și ei la stat, dar n-au pile, nu fac parte din partidele politice, astfel încât să aibă și ei o leafă de 4-6 mii de lei, vorbesc de leafa obișnuită dintr-o autoritate publică sau locală. Aproape cât salariul unei femei de serviciu din Italia, din Spania, dar nu toată lumea are această șansă. În vămi, ore întregi, camioane, am văzut ieri spre Ruse, zeci de kilometri, o bătaie de joc. Dar, în schimb, undeva la Ruse, erau pitite vreo 11 camioane scoase ca din cutie cu rachete HIMARS, după descrierea specialiștilor când le-am trimis pozele. Mi s-au zis, păi secret. Păi zic, da, de ce le-au ținut acolo la vedere? De ce nu le-au ținut în păduri? Acolo, am zis, acolo sunt banii noștri, ai românilor, ai bulgarilor, nu? Un HIMARS costă 6,5 milioane. Erau 11 bucăți, erau 70 de milioane. Cam cât ar fi costat refacerea a câtorva sute de blocuri de Ruse? Zici că am crezut că sunt în Ucraina. Bulgarii o duc mult mai rău decât românii. Apropo de diasporă, în Bulgaria mai trăiesc 7 milioane și în Occident, după studiile World Bank, sunt mai mult de jumătate, 3,5 milioane. Doar că ei nu prea și investesc în case. Am văzut prăpăd, case părăsite, termopanuri, le-am numărat pe degete până la Veliko Târnovo. Deci stăm mai bine ca bulgarii, dar visul nostru era prosperitatea Uniunii Europene. Nu să ne comparăm cu bulgarii. Cât privește infrastructura, toată lumea se vaită că pleci la o anumită oră, nici aia fixă, și nu știi când vei ajunge. Poate azi, poate mâine. Ca să nu mai vorbim despre autostrăzile doar de pe SF-urile ministrului transporturilor. În fiecare zi anunță că a mai semnat un SF. Nu e science fiction. Este studiu de fezabilitate. Un studiu de prefezabilitate. Te doare mintea. Nu în ultimul rând, românii din diaspora mi-au reclamat existența prea multor șuți, șmenari și imbecili. Sigur că oamenii harnici au plecat în Occident. Nu mai găsești pe nimeni la țară să dea cu sapa. Ce programe de 200.000 de euro pentru întoarcerea românilor acasă? Nu. Nimeni nu poate să vină acasă cu banii necesari agriculturii și ce? Să concureze cu produsele europene, care au o subvenție dublă. Și atunci rămân în bejenie. Își duc copiii acolo pentru că sistemul educațional este mai bun. Sistemul de sănătate mult mai performant. Și atunci, care ar fi motivele reîntoarcerii românilor acasă?
Costumul de schi al domnului Klaus Iohannis? Plimbările miniștrilor prin țară? Desenele de pe internet numite autostrăzi? Nu pentru ce să vină. Omul trăiește azi, mâine, păi mine nu știe ce se mai întâmplă cu el. Iar generații de sacrificiu? Generația mea a dus-o greu în anii tinereții, într-un regim comunist care și-a plătit toate datoriile. A venit Revoluția de la 1989 și a prins Polonia cu o super datorie de aproape 1000 de miliarde. I s-a șters dintr-un condei. Apropo de Polonia, în 2024, Partidul de Guvernare PiS a promis că va face salariu minim de 1000 de euro. Vom vedea români că vor pleca să lucreze și în Polonia. Astfel se eliberează locurile la noi pentru asiatici. Asiaticii au alt standard de viață. Ei, din 500 de euro pe care îi câștigă sau de 800, trimit jumătate acasă. Dar noi n-am militat pentru aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană pentru a fi săracii Europei. Iată că viața tristă a multor români e de compătimit. Unul din 10, conform unui studiu făcut de un institut britanic, unul din 10 români face mare performanță în Marea Britanie. Iată că am exportat și creierile. Asta este cruntul destin. N-am avut conducători care să ne merite. Așa zicem noi. Poate că liderii se gândesc că n-au poporul pe care și-l merită, nu? Unii dintre ei visează la posturi euroatlantice. Ce știu ei de costurile zilei? Au secretară, au șofer, nu știu cât e prețul carburantului că li se decontează de primărie sau de minister. Habar n-au viața reală. Dar ei sunt fericiți în imbecilitatea lor, pentru că noi considerăm pe mulți dintre ei imbecili. Au ajuns acolo pentru că sistemul n-a avut de ales. A pus niște slugi perfecte care să slujească interesele băieților deștepți din energie. Vino iarnă cumplită peste români. Încă prețurile la lemne sunt accesibile. Norocul nostru este că încă austriecii n-au dat năvală. Prețul în Austria la lemnele de foc crește de pe zi pe alta. Dar până să ne protejeze guvernanții, trebuie să ne protejăm noi, să ne asigurăm lemnele de iarnă, alea sunt sigure. Curentul, nu știm dacă nu pică. Gazul poate să se urce la cer. Când spuneam acum câțiva ani, nu vă distrugeți sobele, mutați-vă la țară, multă lume a zis că sunt perimat, sunt de domeniul trecutului. Iată că Emmanuel Macron ne trimite din nou la sobe. Regimul austriac direct la sobe. Încă mai avem lemne. Apropo de bogățiile acestui popor, recent Cosmin Gușe dezvăluia că au venit niște antreprenori francezi să cumpere apa minerală. Nu mai au apă minerală. Evident că prețul va crește și la apa minerală. Instituțiile românești de reglementare ne spun că suntem într-o piață liberalizată. Doar că salariile nu sunt liberalizate. Trebuie să sunt povești care pot să dureze zeci, sute de ani, pentru că eu rămân la convingerea mea fermă, am fost primiți în Uniunea Europeană pentru forța de muncă ieftină. Nu o să-mi scoată nimeni acest cui din cap. Dacă vă plac podcasturile mele, nu uitați să vă abonați. O zi bună!